Sunt bucuros să am asemenea suporteri în spate. Mă bucur că vin la fiecare meci și așteptăm în continuare alături de noi. Nu știu dacă aș putea să subliniez vreo diferență între cele două. Cert este faptul că ambele galerii, am toți suporterii celor două echipe își iubesc echipa necondiționată. Deocamdată, din păcate, sunt diferențe mult prea mari și nu doar între Rapid și Ludogoreț, sunt diferențe mari între echipele de club din România și Ludogoreț. Asta nu știu, în momentul de față îmi doresc acest lucru, însă va depinde foarte mult cum va decurge acest campionat, acest an. Nu știu dacă jucăm prea dur. Sunt faze care nu sunt judecate, eu știu, la fel de arbitri. Suntem sancționați prea ușor din punctul meu de vedere. E adevărat că au fost și momente în care am depășit limita, însă de fiecare dată când s-a întâmplat acest lucru, jucătorii noștri au fost sancționați. Însă de cele mai multe ori luăm cartonașe sau primim primul galben mult prea ușor și de aceea, eu știu, au fost meciuri în care am fost nevoie să jucăm cu 9 minus. Sută la sută mi-a intrat Rapidul la suflet, nu mai e, eu știu, nevoie să mai spun acest lucru. Datorită simplului fapt că sunt jucători profesioniști și acolo unde am fost am încercat să-mi fac datoria cât mai bine și de aceea niciodată n-aș vrea să intru în polemică cu absolut nimeni declarându-mă rapidist din Amovi și așa mai departe. Sincer să fiu, nu prea am avut timp cât am fost mic să mă gândesc la altă meserie, fiindcă mai amintesc cu plăcere de dimineața până seara, atunci când aveam timp, eram doar cu mingea la picior. Mulțumesc lui Dumnezeu că am făcut ce mi-a plăcut și mă simt norocos. Momentan m-am înscris la școala de antrenori să-mi iau carnetul de antrenori. Sunt oarecum îndreptat către această meserie, însă mă gândesc deocamdată să mai joc, după care voi lua o decizie și vom vedea ce îmi va rezerva viitorul.